Gogoașa. Au fost odată un moș și o babă care trăiau într-o căsuță mică la marginea pădurii. Într-o dimineață, moșul i-a spus babei: "Aș mânca o gogoașă. Poți să faci, te rog? Nimeni nu face gogoși bune cum faci tu." "Aș face, dar nu cred că mai avem făină." "Hai, te rog, caută prin cămară, poate găsești." A căutat băbuța prin cămară și a găsit 2 pumni de făină. A amestecat ouăle, zahărul, laptele, a pus făina deasupra și a frământat bine. A făcut o gogoașă rotunjoară și a copt-o în cuptor până s-a rumenit frumos. Apoi a pus-o pe un șervet, pe marginea ferestrei, să se recorească. Cum a plecat băbuța, gogoașa n-a mai așteptat să fie mâncată. S-a rostogolit de pe marginea ferestrei și a luat-o la fugă prin pădure. Cum sălta ea voioasă pe cărare, se întâlnește cu iepurașul. "O, ce gogoașă rumenă și ce bine miroși! Abia aștept să te mănânc." "Nu mă mânca! Așteaptă să-ți cânt un cântec cel mai întâi." "Sunt gogoașa minunată, cu dragoste frământată, în cuptor sunt rumenită, pe fereastră răcorită, de la babă am fugit, de la moș am fugit. Și acum, iepure, vezi bine, am să fug și de la tine." Și o rupse la fugă atât de repede că iepurele nu o mai putu ajunge. Cum se rostogolea ea prin pădure, în cale îi ieși lupul. "Mmm, ce frumusețe de gogoașă! Am să te mănânc chiar acum." "Nu mă mânca! Așteaptă să-ți cânt un cântec cel mai întâi." "Sunt gogoașa minunată, cu dragoste frământată, în cuptor sunt rumenită, pe fereastră răcorită, de la babă am fugit, de la moș am fugit, de la iepure am fugit. Și acum, lupule, vezi bine, am să fug și de la tine." Gogoașa se rostogoli la vale, lăsând lupul lacom în urmă. Și cum zburda ea printre copaci, dădu nas în nas cu ursul. "Gogoașă, delicioasă, rumenită, o să te mănânc chiar acum." "Nu mă mânca, așteaptă să-ți cânt un cântec cel mai întâi." "Sunt gogoașa minunată, cu dragoste frământată, în cuptor sunt rumenită, pe fereastră răcorită, de la babă am fugit, de la moș am fugit, de la iepure am fugit, de la lup am fugit. Și acum, ursule, vezi bine, am să fug și de la tine." Și a zbugit-o alergând cât o țineau picioarele, până când s-a întâlnit cu vulpea. "Vai, gogoașă, ce frumoasă ești! Ce rumenă, ce aromată! Mai că-mi vine să te mănânc!" zise șireata cu mătră, lingându-se pe bot. "Nu mă mânca! Așteaptă să-ți cânt un cântec cel mai întâi." "Sunt gogoașa minunată, cu dragoste frământată, în cuptor sunt rumenită, pe fereastră răcorită, de la babă am fugit, de la moș am fugit, de la iepure am fugit, de la lup am fugit, de la urs am fugit și a..." "Vai, ce cântecel frumos! Păcat că nu aud prea bine. N-ai vrea să vii mai aproape? Să mi-l mai cânti odată? Urcă-te pe nasul meu." Și mândră că a fost lăudată, gogoașa sări pe nasul vulpii și începu să cânte din nou. "Sunt gogoașa minunată, cu dragoste frământată, în cuptor rumenită, pe fereastră răcorită, de la babă am fugit, de la moș am fugit, de la iepure am fugit, de la lup am fugit, de la urs am fugit. Și acum..." Haț! Vulpea își făcă gogoașa, o mâncă și se duse liniștită la culcare. Uite așa s-a terminat povestea gogoașei.